Sunt unii care încă mai cred că Uniunea Social-Liberală în județul Dâmbovița ar putea să nu existe sau să nu își îndeplinească menirea pentru care s-a constituit. Nu degeaba se spune că semnalul este dat de București, unde în comisiile parlamentare de specialitate opoziția social-democrată a votat la unison cu puterea modificările aduse legii electorale, astfel încât primarii să fie aleși într-un singur tur de scrutin. Nu însă și liberalii, care s-au împotrivit. Aceeași situație și la nivel județean, unde consilierii opoziției se comportă mimetic celor de la centru. Opozanții votează după cum le dictează interesul direct, nu cel al Uniunii. Ultima ședință a Consiliului Județean a demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, că Uniunea Social-Liberală există, dar lipsește cu desăvârșire. Dacă socialdemocrații au votat alături de aleșii puterii toate punctele aflate pe ordinea de zi, grupul PNL le-a dat o lecție de neignorat colegilor pesediști și s-au opus proiectelor care prevedeau reabilitări sau modernizări de drumuri în localități conduse de primari PSD. Cu toate acestea, nimic nu-i oprește pe liderii opoziției să repete obsesiv că pseudo-alianța funcționează. Vă asigur că Uniunea Social-Liberală va fi un succes. Vă asigur că Uniunea Social-Liberală va fi un succes. Vă asigur că Uniunea Social-Liberală va fi un succes.